Traseului Costel și al Vărului, de când au plecat de la Dumitrița, este o piesă cheie în acest puzzle. Există mai multe variante ale destinației celor doi, iar noi le-am verificat pe toate. Astfel, colegii noștri au găsit o înregistrare cu o mărturisire uluitoare care aruncă ancheta în aer. Dumitrița, sora lui Costel, este din nou în legătură directă cu noi prin Facebook. Bună seara, doamna Dumitrița! Bună seara, doamna Mirela! Doamna Dumitrița, vorbim despre fratele dumneavoastră Costel, dispărut în 97, spuneți dumneavoastră. Spuneți că avea 14 ani, deși aseară când a intrat în direct cu noi vărul lui, spune că plecarea ar fi avut loc în anul 2000 și atunci Costel ar fi avut 17 ani, nu 14. A intrat și vara lui, care zice că la ea n-a ajuns niciodată Costel, niciun văr aici la Brașov, unde ea ar fi avut o stână sau nu știu ce și unde i-ar fi chemat la muncă. Deci, au fost trei declarații, toate trei controversate, niciuna dintre ele nu avea nicio legătură cu ce spunea celălalt, ei între ei fiind verișori sau frați. Nimeni nu a spus nimic concret despre moartea sau despre dispariția lui Costel, deși vărul a plecat cu el și deși nu s-a mai întors cu el, nu e capabil să spună ce s-a întâmplat cu acest Costel dispărut de mai bine de 30 de ani, pe care îl caută și familia și mai ales mama îndurerată, care are aproape 80 de ani și care se teme să nu se stingă căutându-l și neavând nici cel mai mic semn despre copilul ei. Mihai Vasiliu, bună seara, bine ai revenit lângă noi. Bună seara, bine v-am regăsit. Sunt foarte multe detalii în acest subiect, detalii pe care le vom discuta pas cu pas și avem o înregistrare bombă cu o discuție incredibilă, halucinantă, între Dumitrița și Ovidiu, și Ovidiu, fratele vărului acuzat. O înregistrare în care bărbatul îi mărturisește o mulțime de lucruri, o mulțime de informații îi relevă Dumitriței. Ce informații și ce lucruri o să vedeți. Colegii mei chiar au pregătit un material în acest sens și o să vă invit să vedeți, să-l urmăriți, o să urmeze să îl auziți și dumneavoastră. Bineînțeles, sunt foarte multe lucruri care trebuie spuse cap la cap și toate detaliile trebuie deslușite, toate misterele acestui caz trebuie deslușite. Mirela, ai spus de cele trei variante pe care le-am auzit aici în legătură cu această dispariție. Avem varianta doamnei Dumitrița, avem varianta surorii Varei, da? Mai avem varianta fratelui acestui văr, dar mai avem și varianta din ce ne spunea ieri doamna Dumitrița și din ce mi-a spus și mie în discuțiile pe care le-am avut cu dumnea ei, o a patra variantă a vărului care a plecat Costel. Deci o variantă în care bărbatul se ține că nici măcar nu au ajuns în Brașov, ci au ajuns în București. Da, diferența e foarte mare, pentru că vărul spune că au fost în Brașov la sora lui și au lucrat un an de zile, iar vara în cauză spune: la mine n-a ajuns nimeni niciodată, eu nici nu i-am văzut, nici nu știu despre ce e vorba, n-a lucrat nimeni niciodată. Adică e diferența foarte mare între declarațiile a doi frați, atenție, frate și soră, da? Care spun despre același lucru, lucruri total diferite. Așa este și... Despre aceeași situație. Sunt atât vara cât și vărul care a plecat Costel, spun faptul că cei doi nu ar fi ajuns în Brașov. La acea stână, la oi, la sora acestui văr. Ei bine, sunt foarte multe detalii, o să vedeți și dumneavoastră materialul pe care colegii mei l-au pregătit cu acea discuție bombă între doamna Dumitrița. Doamna Dumitrița, vreau să vă întreb doar atât. Când ați avut acea discuție cu fratele vărului care a plecat Costel? În februarie anul trecut. În 2023, în februarie. Și eu după aceea am solicitat la poliție la Botoșani, am trimis înregistrarea și în martie am fost eu chemată la Botoșani la poliție. Dar dumneavoastră ne-a spus că Octavian, da, Octav, Ovidiu, pardon, îmi cer scuze, că Ovidiu v-a contactat pe o rețea de socializare în 2022. Da, el mi-a trimis mesajul întâi, mi-a trimis mesajul celălalt: bună, ce faci? Vreau să vorbesc cu tine despre Costel, e mort. Am aflat tot, e mort.
I-am zis, eu sunt la lucru, nu pot ca să-ți răspund acum, dar când ajung acasă... Dar de ce a revenit, Ovidiu la dumneavoastră anul trecut? Păi eu am mai vorbit cu el, dar așa pe mesajă. Și el tot insista. Eu la un timp nu prea îl băgam în seamă ce și cum. Eu am zis că, na, poate mă minte. Tot încercam să-l evit. El tot încerca tot să mă suni, tot îmi trimite mesaje. Hai că vreau să vorbesc. După aceea eu am stat și am vorbit cu fiica mea, zic că hai să-i facem o înregistrare. Cum pot să-l înregistrez? El tot mă sună să-mi spună. Iată, și avem, eu avem și noi acum mesajul pe care vi l-a trimis Ovidiu. Pe data de 20 martie 2022 vedem că vi l-a trimis. Bună seara, aș vrea să vorbesc ceva cu tine de Costel. Am aflat tot, e mort. Ovidiu sau Daniel? Da, primul mesaj. După ce au mai început mesajul... Ovidiu. Okay. Ovidiu, da. După ce au mai început mesajul, eu le-am mai evitat, nu i-am mai dat curs. Și după aceea am zis, hai să încercăm să-l înregistrez, să vedem ce o să spună. Și ce a spus Ovidiu în acea înregistrare, o să vadă și cei de acasă și o să asculte cei de acasă în curând. Vă invit până atunci să vedem care sunt, care au fost și care sunt, de fapt, variantele acestei dispariții misterioase. O dispariție care familia indică că ar fi, de fapt, o crimă, o crimă foarte bine ascunsă. Ei bine, avem varianta 1, mai exact varianta prezintă că în 1997 Costel și Vărul au plecat din satul unde locuiau, Rângliești, în satul Santa Mare, acasă la Dumitrița. De la Dumitrița, Costel și vărul său au luat autobuzul care ducea la Botoșani. Cei doi au mers până la Botoșani, de unde au plecat spre Brașov. Din Brașov, cei doi au mers în comuna Feldioara, unde au mers la sora vărului să muncească la oi. Este varianta despre care ne-a spus doamna Dumitrița chiar. Doamna da. Dumitrița, știți cumva, dumneavoastră i-ați văzut pe Costel și vărul lui, și vărul dumneavoastră. I-ați văzut când a urcat în acel autobuz? Da, că autobuzul... Eu stăteam la stradă și autobuzul trece prin fața porții la mine. Și statea de autobuz era la două case de mine. Și s-a urcat în autobuz. Și v-a spus ceva, Costel, nu fratele dumneavoastră? Nu mi-a zis nimic, nu mi-a dat de gândit că eu o să plece sau ceva, nimic. Doamna Dumitrița, mi-ați mai spus mie într-o discuție și aș vrea să spunem lucrul ăsta și acum, un detaliu destul de important, un detaliu despre care dumneavoastră spuneți că nu v-ar fi dat de bănuit că ar fi vrut să plece, dar totuși, Costel când a venit la dumneavoastră avea o plasă. Da, avea o pungă din asta, de plastic. Care conținea haine, și ce avea, nu? Avea, nu știu precis ce avea. Avea ceva haine, dar nu știu dacă avea mai... Să zic așa, o perechi de pantalon cu un tricou sau o cămașă, ceva. Chiar nici nu m-am uitat în punga ce și avea el. Că el dar nu mai vi s-a părut suspect că are niște haine într-o plasă? Adică nu v-a dat de gândit că ar vrea să plece? Nu, pentru că el când mai vineau la mine, frață mea, ei vineau cu haine de acasă, mă ajutau la treabă, să murdăreau pe haine și schimbau și plecau acasă, că 10 km de la mine, de la Santa Mare până la Ringlești, și mergeau cu autobuzul. Și la fel făcea și Costel, venea cu haine de schimb? Așa făcea și Costel și nu mi-a dat deloc de bănuit că el o să plece. Păi și verișorul cu care a venit n-avea și el o pungă așa cu haine? Nu, n-avea nimic, era îmbrăcat. Deși amândoi ar fi venit să lucreze, nu? Dar când a plecat de la dumneavoastră, doamna Dumitrița, încerc scuze, Jessie, când a plecat de la dumneavoastră, Costel, unde v-a spus că pleacă? O zis că pleacă înapoi acasă și am zis că bine, du-te acasă. Și vărul? Amândoi au plecat. Dar vărul stătea lângă fratele dumneavoastră în același sat, da, în aceeași comună? Da, stătea lângă el, nu pleca nicăieri, ei mergeau amândoi, nu stăteau. Dar erau foarte apropiați, aveau o relație apropiată, erau buni prieteni? Da, dacă noi acolo fiind verișori, fiind crescuți acolo pe stradă, noi erau de casa noastră, noi de casa lor, ei de casa noastră.
Este foarte important acest detaliu, pentru că verișorul, da, cu care a plecat Costel, avea o relație foarte bună cu familia dumneavoastră. Și da, vreau să vă întreb. Da, eram verișori, noi acolo am fost crescuți. A mai invitat mâncam acest... la ei, ei mâncau la noi. A mai invitat acest văr și pe alți frați să muncească la sora lui, la oi? Mai au încă 2-3 frați mai sunt. A lucrat un frate de meu și decedat, ceilalți doi frați, încă 3 frați au mai lucrat la familiile lor acolo. Și cam ce perioade au lucrat acolo? Prin 2001-2002. Nu, dar au lucrat o lună, două, un an, trei? Nu, lucram mai mult pe acolo, frații mei. Am un frate care el e căsătorit în satul vecin. A lucrat acolo în Feldioara și după aceea s-a căsătorit în Măieruș. Și s-au plâns cumva că ar fi pățit ceva acolo la sora acestui văr sau că vărul le-ar fi făcut ceva? Nu s-au plâns nimeni nimic. Nimic. Toți au stat muți. Nu se spunea nimic. Nu nimic. Dar Costel nu era la școală? Adică era o perioadă de vară când a dispărut? Sau cum se ducea să muncească la fermă? Sau de ce v-ați gândit că ar fi putut să meargă acolo? Nu era la școală? Nu, El terminase atunci școala. A, deci era vară, nu? Da, era vară. El terminase școala. A, și atunci se putea. Tata a murit în august, pe 15 august, în 97, și el în septembrie a plecat de acasă. A, dar în septembrie nu începe școala? Asta vreau să zic, în septembrie începea școala. Nu, dar el terminase, cred că 8 clase și atât, se oprise. Dar nu l-ați auzit niciodată vorbind că ar vrea să se ducă la muncă, că ar vrea să-și găsească un loc de muncă, că uite, ar vrea să se ducă la vară sau la oi. Ca oamenii care acum 30 de ani, după ce terminau școala, începeau să caute de muncă. Deci nu v-a zis, n-a povestit niciodată nimic acasă. Nu, niciodată nu a zis că el vrea să plece la lucru sau undeva, nu. Deși totuși a venit să vă ajute, adică părea cumva dornic să lucreze ceva, să facă ceva, dacă da, așa cum a zis. Da, că ei mai mă ajutau pe mine la treabă. Haideți să vedem și noi traseul variantei pe care dumneavoastră ne-a spus-o în legătură cu dispariția lui Costel. Avem punctul de plecare, Comuna Santa Mare, practic de la casa dumneavoastră, spuneți că au plecat cei doi, Costel și vărul dumneavoastră. Apoi, destinația finală a fost în Feldioara, acolo la casa verișorilor. Așa din ceea ce ne-a spus dumneavoastră. Nu avea unii să plece, fiindcă... Daniela, ăsta e trecut acolo la sora lui, are mutația acolo. El pe buletin e trecut pe Feldioara. Dar locuia acolo sau locuia în satul unde este și mama dumneavoastră? El locuia la Ringhileș, dar după aceea când a plecat, l-a luat sora lui în spațiu acolo la Feldioara.